Fermierii sunt nemulțumiți de importurile masive de legume și fructe și susțin că de multe ori acestea au o origine nesigură. De aceea ei cer Ministerului Agriculturii să verifice trasabilitatea acestor produse. Uniunea Salvați Țăranul Român acuză lipsa de interes a autorităților față de asociațiile și cooperativele în care s-au asociat fermierii. Organizația amintește că formelor asociative nu li s-a acordat niciun fel de sprijin, deși se puteau da până la 200.000 de euro, și susține că nimeni nu a contabilizat pierderile suferite de producători mici și medii. Toate acestea nu au făcut altceva decât să faciliteze importurile de produse vegetale din spațiul extracomunitar, dar și din spațiul comunitar, în detrimentul producției autohtone, spune Ion Păunel, din partea Uniunii Salvați Țăranul Român. El susține că sectorul legumicol, mai ales legumicultorii mici și mijlocii, se află la limita de subzistență datorită unei lipse a politicilor pe termen scurt și mediu, unei lipse de viziune în ceea ce privește încurajarea asocierii prin măsuri stimulative pentru fermierii care se asociază și creșterea prețurilor de achiziție a inputurilor cu până la 200%. De aceea, fermierii cer guvernului măsuri concrete și urgente, de exemplu, înființarea unei direcții de horticultură a MEADR, dar și reglementarea în sectorul legume, fructe și actualizarea legislației, adică trasabilitate, sortare, ambalare și etichetare. În plus, fermierii solicită acordarea unui ajutor de stat către legumicultorii mici și medii și formelor asociative ale acestora, precum și promovarea piețelor locale și lanțurilor scurte alimentare ca alternativă viabilă și sigură pentru consumatori.